Călătoria de 100 de zile spre starea ta de bine cu profesorul din tine. Această emisiune este dedicată celor care aleg să călătorească conștient spre starea de bine și conține exerciții practice din cartea Profesorul din tine, scrisă de Simona Baciu și Susan Shapiro. Transformarea. Ziua 82. Vorbește cu integritate. Te găsești adesea în situații în care primul impuls este acela de a răspunde cu da diverselor solicitări, fără a te gândi la modul în care acestea ți-ar putea afecta angajamentele personale sau profesionale. De aceea, cultivă curajul de a spune nu solicitărilor pe care știi că nu le poți accepta, pentru că atunci îți vei putea spune da ție. Sunt multe decizii pe care trebuie să le iei pe parcursul unei zile. Fiind stresat, se întâmplă deseori să nu ai destul timp să cântărești răspunsul pe care îl dai. De aceea, respirația conștientă sau meditația te pot aduce în momentul prezent, reducând nivelul de stres, devenind conștient de gândurile și deciziile pe care vrei să le iei. Călătoria de 100 de zile spre descoperirea profesorului din tine începe acum. Exersează 5 minute în fiecare zi pentru starea ta de bine.